A fost prelungit termenul de înscriere la concursul pentru ocuparea celor 13 posturi de execuție de subofițeri conducători auto speciale prin încadrare directă. Candidații trebuie să depună cererea de înscriere CV-ul în format Europass, copia actului de identitate și declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare, scanate lizibil în format PDF, la adresa de e-mail recrutarea@isugiugiu.ro până pe data de 9 septembrie la ora 12. Pot participa la concurs persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, împliniți până la sfârșitul acestui an, care dețin permis de conducere categoriile B și C și au absolvit liceul cu diplomă de bacalaureat. Dosarul de candidat trebuie transmis până la data de 19 septembrie, ora 16. Concursul constă în probă practică, ce are caracter eliminatoriu, testarea abilității de a conduce un autovehicul care necesită permis de conducere categoria C. Aceasta se va desfășura în perioada 9 octombrie-3 noiembrie 2024. Locația, data, ora prezentării vor fi comunicate ulterior în funcție de numărul candidaților conform planificării. Test scris, ce va fi susținut la data de 7 noiembrie 2024 din tematica și bibliografia de concurs, un interviu pe subiecte profesionale, doar în situația în care se impune departajarea candidaților. Informațiile despre condițiile de participare la concurs și documentele necesare pentru constituirea dosarelor de candidat pot fi obținute de pe portalul Hub de Servicii și Informații la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.